Domnule președinte, dragi colegi, o să fiu foarte scurtă. Vă rog frumos să apucut cumva executivul să aibă în vedere ca în bugetul din anul viitor să prevadă un buget, nu știu, niște bani pentru înființarea cantinei liceului agricol. Eu fac parte din Consiliul de Administrație acestui liceu și, din păcate, la acest liceu vin copii cu posibilități materiale foarte scăzute și de la țară. În ședința Consiliului de Administrație am constatat că foarte mulți nu vin la școală pentru că nu au ce să mănânce și nu au cu ce să se îmbrace. Este o problemă foarte, foarte importantă și cred că putem să ne aplicăm asupra acestui subiect de a înființa cantina și să ne aplicăm asupra și a copiilor săraci care vor să învețe și nu au posibilități. Mai ținem cont că liceul agricol este un liceu cu tradiție în Călăraș, e un liceu cu profil agricol, suntem în Bărăgan, este cei care învață aici pot să fie folosiți ca tehnicieni și în agricultură și de ce să nu dăm dreptul și acestor copii de la țară și din oraș, care au posibilități reduse să-și continue școala. Vă rog din suflet, subliniez acest lucru. Am făcut și un sondaj de opinie. Cam 80% din populație m-au susținut în această inițiativă și la anul poate găsim o modalitate de a deschide această cantină. Ținând cont că sunt și sponsori care și-au exprimat dorința de a susține această cantină. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și doamna Filimon. Probabil că executivul cei doi viceprimari prezenți și-au notat și... Nu și e ușor, pentru că avem deja cantina aia funcționat până acum 6 ani. Că știți, deci e ușor, avem tot ce trebuie, decât personal va trebui. Da, și a făcut-o și o evaluare a costurilor de redeschidere, totuși, ca să știți exact cât o să investiți. Mă, dar de ce nu folosim noi cantina noastră și atunci doar faci transportul și nimic altceva? Ce ne oprește de la treaba asta? Există posibilitate, pentru că și direcția agricolă, directorul direcției agricole și-a exprimat dorința de a susține această cantină și e păcat să nu susțină. Într-adevăr, alte licee au cantine, dar sunt foarte puține, dar această cantină poate fi folosită și de copiii de la alte licee care nu au cantină. Să ne gândim la toate. Carmen. Scopul în sine este să dăm copiilor. Este? Așa e în ce motivare. Să se ducă... Noi avem cantina aia de ștea. Vezi mânce la agricol. Ce nu folosim pe aia? Sau economic să mânce la agricol. Pentru că la agricol deja există cantina. Dar n-am spus că nu există. Dar este de alt personal, alte costuri. Asta, la asta m-am gândit. Că scopul în sine asta e. Dă-le la oameni. Poate găsim pe acolo, pe sfat bănuți și noi la anul. Mă, care e deștept și găsește, dar nimic nu poate. Dacă îmi dați voie să vă răspund eu oarecum indirect la ce a spus dumneavoastră, chiar dacă am face mâncare în altă parte, cum a spus, la cantina primăriei, spațiul tot trebuie amenajat și autorizat din punct de vedere sanitar, spațiul unde se servește masa. Adică oricum cantina trebuie un pic renovată. Chiar dacă nu avem acolo personal, acolo unde se servește masa, trebuie să ai autorizat. Dar nu tot aia, masa de clasă. În bucătărie propriu-zisă, nu gătarea propriu-zisă, cu tot altceva asta. Păi același avis se trebuie și la cantina cealaltă. Eu sunt de părere că dacă doresc să faci lucruri, poți să-l faci. Cantina cealaltă există. Dacă păi asta am spus și parcă și dacă nu putem, tot, să faci. Nu se vede numai atât. La agricol să fie un loc de siguranță. Mai mult decât exact. Există riscul să nu vină copiii. Deci asta e diferența. Asta e scopul. Și acest loc trebuie avizat și el. Chiar dacă sunt condiții, probabil minimaliste față de o cantină. O sală trebuie făcut curat și să vină DSR-ul să spună că se poate servi masa și nu fabrica. Cine? Poate că acest proiect se va duce la sfârșit. Eu n-am spus un termen, dar poate există posibilitate. Ne gândim doar la copiii aceștia. Putește mai bine de acolo. Mulțumesc, domnul președinte. Nu facem un amendament? Hai să ne facem. Vă spunem astăzi hotărârea cu codul peste porci, care
ce să puteți da foc? Haideți să continuăm cu interpelările. Doamna Luca, haideți să continuăm. Domnul Ivan, vă rog. Da, aș vrea să ridic următoarea problemă. O să avem mai multe de spus, dar pentru că domnul primar lipsește, o să am o discuție cu dânsul sau într-o ședință sau în afara ședinței. Observ un lucru care nu este în regulă și anume faptul că la ședința trecută domnul secretar n-ai spus și pentru cei care erau pe WhatsApp ce s-a întâmplat la ședință. A doua zi mi-ai răspuns și mi-ai spus că sunt 11 voturi la buget, dar nu erau. Da, da, la buget. M-ați întrebat cum au trebuit hotărâși, asta suntem după WhatsApp. Da, pe asta am și eu aici. Vorbim după ședință, dacă e ca să nu... Da, deci sunt niște nereguli în viziunea mea. Nu înseamnă că eu am adevărul absolut, dar faptul cum procedați, la fel proiectele de hotărâre pe care unii sau alții dintre noi le-am promovat, nici nu apucă să ajungă bine aici, că sunt respinse. Nu acceptați nicio discuție, nicio consultare. Iar atunci când, mă rog, nu vă convine ceva, săriți că suntem împotriva dezvoltării orașului, împotriva bunului mers al lucrurilor. Uitați că niciodată nu ne-ați întrebat nimic. Așa cum cei 10.000 de votanți și mai mult de 10.000 câțiva au votat 10.500 și pe noi ne-au votat 8.000 și au tot felul de întrebări. Aș dori, dacă se poate, și îmi pare rău și cu asta închei, că nu este domnul primar aici, ca pe viitor, pentru bună funcționare a acestui consiliu, pentru că lucrurile s-ar putea schimba mâine, poimine, răspoimine, într-o parte sau în alta. Cred că ar trebui, până la urmă, rolul nostru aici este să aducem vocea cetățenilor care ne-au votat. Voi ne puneți pe mână în gură la orice încercare de-a noastră. Am și o interpelare pe care am făcut-o la ședința trecută. Am cerut în scris niște date, bineînțeles că nu au venit. Nu știu cine se face vinovat de treaba asta și aș vrea, domnul secretar, să-ți amintesc și cu asta închei, că am solicitat în două rânduri în ședințele trecute să ni se prezinte sau să mi se prezinte stadiul lucrărilor proiectelor europene și nu numai. Nu mi s-a prezentat niciun fel de lucrare, nici măcar un proiect, nici două, nici trei. Și-a trecut destulă vreme, din câte știu eu, personalul la primărie este destul de numeros, deci putea să ocupe cineva de subiect. Și aș vrea ca tot ce am spus aici să fie consemnat în procesul verbal și aștept ca aceste lucruri să se îndrepte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Banciu. Următoarea interpelare, domnul Mirescu. Mulțumesc. În 17 februarie, Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere către Primăria Municipiului Călăraș pentru o sumă de peste 2 milioane de lei. Atasiu. Sumă care trebuie plătită pentru că Primăria Călăraș nu și-a îndeplinit obiectivele privind reducerea cantității de deșeuri îndepărtate prin depozitare. Deci e vorba de 2 milioane de lei. În 14 septembrie, Tribunalul București a respins solicitarea Primăriei de anularea deciziei și înțeleg că astăzi s-a depus recursul. Nu știu ce șanse are recursul ăsta să treacă. Cel mai probabil va trebui să plătim ăștia 2 milioane. Și eu am făcut niște socotele așa. Ăștia 2 milioane sunt până în 2019, pentru neîndeplinirea acelor obiective până în 2019. În 2020 și după datele pe care le-am luat de la ADECO Management Salubris, cu ținta de 60% pentru 2020, ar trebui să plătim vreo 716.000 de lei. În 2021, dacă luăm media lunară ce s-a întâmplat până acum,
trebuie să plătim vreo 630.000 de lei dacă rămâne ținta de 60% și s-ar putea să fie mai mare. Deci încă vreo 1.300.000 pe care o să-i plătim, cel mai probabil, fiindcă efectiv nu ne putem îndeplini ținta. Și întrebarea mea foarte punctuală este dacă primăria Călăraș are pregătit un plan de măsuri prin care să ne apropiem de obiectivele astea. Pentru că să le îndeplinim este foarte puțin probabil că vom reuși. Dar măcar să ne apropiem, că deocamdată suntem cu un ordin de mărime sub aceste, sub aceste obiective. Mulțumesc. Și 2 milioane de lei și pentru până în 2019 și 1,5 milioane pe 2020 și 2021, cred că sunt bani, ar fi suficient să facem și post, să facem și cantină pentru copii, doar că trebuie să luăm niște măsuri. Noi nu luăm absolut nicio măsură. Nici o măsură. Nu am văzut de la Primăria Călăraș în anul 2021 pentru încurajarea reciclării, pentru încurajarea colectării selective, care, că despre asta e vorba, să reducem cantitatea de gunoi, de deșeuri care ajung la groapa de gunoi. Asta se face prin reciclare. Mulțumesc. Și nu numai. Dacă îmi permiteți, domnul consilier, nu ești mai repetate. Mi-am permis să iau cuvântul, pentru că cunosc foarte bine această problemă și am ajuns la concluzia că singura modalitate pentru a ne apropia de atingerea acestor obiective ar fi securizarea platformelor de gunoi, astfel încât cetățenii să nu mai arunce gunoiul în amestec menajerul cu reciclabilul. În ce mă privește, cum spuneam, cunoscând problema, am să propun în bugetul anului viitor securizarea, măcar o parte din aceste platforme, începând cu zone mai civilizate, să zic așa, și conștientizarea populației că trebuie să atingem aceste obiective. Problema pe care o avem în momentul de față în această lucrare și cunoscută de noi toți este lipsa asociațiilor de proprietari pe care să-i avem parteneri în predarea acestor platforme securizate astfel încât să putem colabora. Dar vom încerca. Și pe motiv, pe exemplu, că deja avem trei platforme securizate, din care două funcționează și una a fost deja devastată, cred că este promițătoare, cred că este promițător viitorul, astfel încât să putem, măcar o parte din aceste platforme, să le securizăm cu camere de luat vedere și vom urmări ca în bugetul de anul viitor să prindem... Problema e că bugetul de anul viitor, domnul viceprimar, se va... va ajunge pe aici prin februarie, martie, cel mai devreme. Anul ăsta a fost în aprilie aprobat bugetul. Până în martie, când votăm bugetul și până când se și implementează măsurile astea, ce facem? Eu am încercat să propun ceva măsuri, e drept, minimale, la nivelul la care mă pricep eu. Automate de colectare selectivă, primăria poate să contacteze firme care se ocupă cu asta, asta unul la mână. Doi la mână, vă mai dau acum o soluție. Nu înțeleg ce firme să contacteze primăria să... Lasă să termine. Automate de colectare selectivă. Acele automate de tipul celui care există și acum în parcare la Kaufland. Există firme care pun la dispoziție astfel de automate, prin concesiune, prin vânzare, habar n-am, nu contează, se pot lua. Și altă soluție vă dau acum, sacul galben la bloc. Există municipalități care au implementat chestia asta. Sectorul 2 din capitală de pildă are sac galben la bloc. Asta este o altă soluție extrem de simplă și care nu costă nimic. Da, da. Așa e. Și cum problemă. Să se constituie o comisie care să creioneze un plan de acțiune pe această direcție. Bună. Și eu, dacă fi ceva spuneți, sunt de acord, eu mă declar voluntar ca fiind membru al acestei comisii, dacă mai sunt și alți colegi care vor să participe. Și neapărat reprezentantul celor care face și de o parte prestația și de partea lui ecosalubistă. În felul ăsta promovăm și posibilitatea îngropării gunoiului în acele containere îngropate. Da. Am zis Alexandru. Bun, deci măsurile propriu-zise o să le creioneze, o să le propună comisia respectivă, care la un moment dat o să apară un document, da? Pe care trebuie să-l punem în aplicare. Asta e propunerea mea, dacă sunt de acord cu ceilalți colegi.
Deci cum a avut da. Comisia aceasta? Constituirea unei comisii speciale. Constituirea. Constituirea unei comisii care să ofere sprijin primăriei pentru... Comisia poate să fie și listă, să fie un program de măsuri. Pentru că operatorul... Mă scuzați, domnul președinte. Operatorul, eu selectez gunoiul. Din conștiință, văd bine că operatorul nu respectă legea, le duce, am avut și noi de la Consiliu în lângă cuvatalul nostru un containere selective. Vreau să vă spun că vine operatorul și tot de avalma le pune. De aceea propun ca din această comisie să facă parte și un reprezentant al operatorului și împreună să găsim soluții și să respecte ceea ce se... Proiectul ăsta, eu văd că operatorul nu poate... Deci este clar că și operatorul... Operatorul nu poate să ia doar de la o singură platformă dintr-un oraș întreg selectiv. Nu poate să plaseze mașină doar ca să ia... Ea vorbea de un principiu și nu de la obiect. Ca să forțezi operatorul să facă asta, trebuie să ai platformele cu gunoiul selectat. Dacă un singur om aruncă gunoi menajer peste carton și plastic, operatorul nu mai poate să mai ia așa. Sacul galben, pe de altă parte, este preluat corect de către operator în mașini dedicate în alte zile decât zilele în care se preia gunoiul menajer. Și se duce în altă parte, că nu se duce la în condițiile în care există un plan de măsuri, se stabilesc anumite măsuri pentru a atinge un obiectiv anume. Trebuie să gândim și câteva măsuri privind controlul îndeplinirea acelor obiective, adică modul în care vor fi niște responsabilități către operatori, către populație și așa mai departe. Dacă nu iei măsuri și față de, sau nu controlezi modul în care se îndeplinesc aceste măsuri, nu se va întâmpla nimic. Oamenii își vor păstra obiceiurile, vor acționa în continuare la fel. Și care nu au sancțiuni, sunt ca și moarte. Exact. Adică... Ai născut un mort. Mai e cineva de vorbit? Mai vrea cineva ce? Da, eu. În comisia, Alexandru. Păi stai să terminăm comisia, dacă tot am dat în chestiunea aceasta, hai să ieșim cumva, o lăsăm așa... Da, avem un volintier aici, deci mai persoana de toate, nu, mai întâi de toate trebuie să votăm dacă sunt de acord comisia, și apoi mergem comisia, nu corect așa? Da. Votăm direct comisia? Dacă nu trece. Ca urmare, dacă este oportună înființarea acestei comisii. Cine este pentru înființarea comisiei de sprijin? Și să sprijin. Deci suntem pentru. Acum, haide să... stabilim membri. Zicem așa. Mirescu. Dacă îmi permiteți, comisia din executiv să fie și instituții externe. Avem nevoie și de cei de la mediu. Haideți să ne gândim doar la noi. Că dacă nu la operatorul de salubritate... Haideți să ne gândim. Nu avem lege pentru ele sau mai știu eu... Haideți să ne gândim doar la noi și să facem comisia doar cu noi. Ulterior putem să mai adăugăm și alți oameni. Dar la momentul ăsta noi... putem să decidem doar în legătură cu noi, nu? O comisie specială a Consiliului Local, conform codului administrativ, poate funcționa cu consilierii și poate convoca la ședințele ei părțile care sunt interesate. Eco-management, salubrii, sunt protecția... Obligatoriu ăsta. Costin, trebuie obligatoriu. În regulă. Cred că ar fi bine să desemnăm de la fiecare formațiune politică, da? Domnul Coman. Iar cu... Domnul Coman. Domnul Ivanciu de la PNL, să-mi dați sau cum credeți, pe cine... Da, cine dorește. La noi e democrație, cine dorește. La muncă, nu știu. 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 Facem deranj la tineret, ce reacție? Mai bănești de ăștia experiați? Dar am plăcat că să iau plătire la comisia asta, dacă ați fost plătită. Dintre colegii mei... Cam grea comisia asta, nu știu dacă... Periculată? Aici e un lanț, dacă nu îl închizi... Comisia propusă are componente următoarele nume. Mirescu Costin, Chirița Alexandru, domnul viceprimar Liviu Coman, domnul Călin Cătălin și doamna Georgescu Sândină. Cine este pentru... Mai vrea cineva? Mai vrea cineva? Volintit. Păi, dacă nu-l pui și pe ăla de la Rebu și Eco... Bine, am spus că vor fi invitați. Este doar posibilitatea noastră, vor fi invitați în doar comisia să vină. De fapt, în propriu spus, este o... Va fi un mare de lucru. Lasă-mă că mă dorim ca popularea asta. Este o comisie care să se... Un grup de lucru care să
Da. Adoptăm niște măsuri. Comisie specială constituită conform codului administrativ. Și noi îi chemăm și pe cei de la Regu și pe cei de la Braicata și pe cei de la Mediu și pe cei de la... Da, am nicio părere. Problema, trebuie să creăm comisii foarte multe, domnul președinte, dar noi trebuie să dublăm sancțiunile. Da. Sancțiunile sunt foarte mici, să știți, față de alte orașe. Și în cauza așa își permite toată lumea aruncă care vrea. Asta trebuie să dublăm. Asta comisia asta trebuie să dublăm. Au cei de la Mediu niște amenzi, te rup. Fără sancțiuni, nu. Sunt mici la noi. Haideți să revenim la ceea ce spuneam mai devreme. Ca urmare, cine este pentru comisie? Cine este pentru numele din această comisie? Comisia specială pentru găsirea unei soluții pentru atingerea țintei de reciclare. Da. Reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare. Reducerea amenzilor. Ok? Da. Dar vă mulțumesc, stimați colegi, revenim la interpelări, domnul consilier Chiriță. Da, eu am făcut câteva intervenții în Consiliul Local referitor la asfaltarea anumitor străzi din Călăraș. Pe de o parte am vorbit despre drumul Siderca, acolo am văzut că deja lucrurile sunt într-o direcție bună. Am vorbit despre varianta nord, bucata dintre Siderca și șoseaua Soboziei, DM21, care, mă rog, într-un fel sau altul s-a rezolvat și aceea, dar au mai fost două promisiuni ale administrației vis-a-vis de asfaltarea străzii Pescăruși și strada Flacăra, care sunt de asemenea două străzi circulate, zic eu, ale municipiului nostru. Acolo domnul primar mi-a promis că rezolvă problema, pe de o parte, cu serviciul propriu al primăriei, pe de altă parte, prin, mă rog, în serviciu, angajarea unei firme care să asfalteze strada Flacăra. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic și eu insist pentru aceste două obiective. Aș vrea să aveți în vedere că în viitor apropiat, că cel puțin până la sfârșitul anului, să se întâmple ceva și cu aceste două străzi. Pe strada Pescăruși am votat în Consiliu reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare. În ordinea numerelor de pe tricou, întâi reabilităm rețeaua și apoi avea apoi asfaltul. Asta și cu asta m-am spus. Bun, am înțeles. Ce-ai făcut, mă, te-ai bucat? Iar de pe strada Flacăra nu am făcut și nu am făcut-o prinsă. Nu știu. Da, pentru că acolo a fost domnul secretar, știți mai bine ca mine. Era la început reabilitare cu strada Cornișei, Progresului și a mai rămas strada Flacăra din zona respectivă, care e neasfaltată și nu arată bine deloc. Da, a fost proiectul Cornișei și Progresul, Flacăra n-a intrat în acel proiect cu PNDL 1, sau 2. Nu dorim? Că depășea valoarea de finanțare, de aia n-au fost cele 3-3. Da, bine, acum știți, am mai trăit experiența asta când s-au prins în buget fel și fel de lucrări, de proiecte, de inițiative, care niciodată nu s-au concretizat. Deci eu sper că administrația asta să nu facă același lucru. Nu mai informat. O să reiau subiectul. Atât, domnul Chiriță? Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul consilier Buze, vă rog. Domnilor, hai să vorbim un pic de gunoiul ăsta, pentru că la acestea mică acum un an, se că este o imensă problemă. Nu am început. Există un contract în care te-ai angajat că vei scoate o anumită cantitate de gunoi. Restatorul 2. Și a dimensionat atât parcul, că și personal în funcție de cantitățile astea. 3. Prestatorul nu va avea niciodată interes să-l ia selectat. De ce? Simplu. Și am spus aici. Este de 6-7 ori mai ieftin selectat decât așa. Totodată, dacă face treaba asta, el trebuie să și dimensioneze și parcul și personalul vis-a-vis de această prestație. Prin urmare, el nu va avea interes și atunci el trebuie urmărit. 4, 5, nu mai știu care e primul. V-am spus că acest domeniu este proprietatea municipiului Călăraș. Cu toții vedem cât se care și se duce la cei care au centrele de colectare. În cot i-a durut pe toți când n-au urmit eu de treaba asta. Nu pentru mine vorbesc. Nu pentru mine. Prin urmare, eu consider când a venit și personalul ăla, mult i-am împărătorit, că ne explică nouă mereu și explică chiar prost. Această proprietate, n-ai voie să iei din ea. Și atunci ne mirăm că de ce aceștia nu vor lua niciodată selectiv? Simplu. Pentru că banii pe care ei îi iau așa, în grup, sunt mult mai mulți. Personalul cu care ei trebuie să doteze activitatea este mult mai puțin. Eficiență maximă.
La noi, gunoiul. Așa că astea sunt principiile de care trebuie să plecăm vis-a-vis de ei. Și ca să închid discuția repede tot cu gunoi, mai am câteva, trebuie, repet, trebuie ca toți cei care fac gunoi, și mă refer la societăți comerciale, mulți din aceștia nu au contract. Și vedeți că la acolo unde trebuie gunoiul, mie vine și mi-le de acasă. Se văd o groază de ambalaje care au pe ele chiar și adresa unde s-a dus materialul respectiv. E așa de simplu să-i găsim pe unul din ei. Și ultima, trebuie să luăm camere deștepte să le punem la gunoi și pe care milițienii noștri să le vadă. Ia-i lua numărul, îi chemiți adresa, îl poftești la invitațiune. Ce-i faci? Îl amendezi, domnul. Și tot ne învârtim așa, da. Deci niciodată nu vor avea interesul să-l ia selectiv. Pentru că trebuie să dimensioneze la mărimi mai mari tot ceea ce el posede ca serviciu. Și cu asta e ultima de mai vorbesc de mâine, mă doare dracu cap. Și o să plătim din ce mai mult, cum zice tânărul, mult mai tânărul meu coleg Costi, din ce în ce mai mult. Nu te iartă. Te-ai angajat că faci treaba asta. În contract. Ai luat niște bani europeni. Este Costine? Da. Păi n-ai respectat ce ai luat banii. Nu ne putem retrage, că eu am pus atât discuția asta, trebuie să dăm atât de mulți bani înapoi, încât n-ar o să mai discutăm. Deci asta cu gunul. Este proprietatea municipiului, se fură din el și alții profit. Celălalt nu va avea niciun interes. Până nu pune camere, până nu sancționăm. Dar așa cum spunea Nicolae, drastic, pe temei legal, nu altfel, că altfel dacă facem prostii în instanță pierde, vorbim degeaba. Ne întâlnim așa ca să ne aflăm în gură. Vorbesc din nou de apă. V-am spus că 47% din producția de apă, ceasul ăla mare, are un ceas așa mare, mare, la poartă. Nu se întoarce, suma tuturor ceasurilor din oraș nu bate gola. E cu 47% producție care nu ți se întoarce. Eu nu pot să cred că o pierdere de apă nu ți iese pe undeva, nu o vezi undeva. Oamenii mi-au scris mie, dar nu prea le-am cu termopanele astea, dar am citit, că mi-am pus pe șeful meu, pe soția mea, și mi-a citit. Uite Buzea ce zic oamenii. Ajutați-mă, domnul Buzea, de parcă eu sunt... Să nu mai plătim apa care se fură. Sigur, nu pot să concluzez că se fură. Bă, dar 47% nu se pierde. Nu se poate. Ori, tehnic se poate face așa. Există scule deștepte care îți arată că la o intersecție de conducte scade presiunea undeva. Sau, bă, să vezi unde se duc alea. Înțelegeți? Am 6 atmosfere, pleacă o bifurcație cănigere, când 7 câte, și la un moment dat vezi că ai o presiune foarte mică. De ce? Păi avem pierdere. Păi iese apa, mă, că nu se duce în China. Asta trebuia să vină, să vedem aici. Da, exact ce spunea și Virosul, tinerii mei colegi, că trebuia să venim cu o soluție, mă, la treaba asta. Vor fi bani din ce în ce mai mulți. Și oamenii, atenție, vorbesc de lucru care lovește pe tot călărășan. Asta vreau să văd. Bă, ne întâlnim aici, poate că noi suntem fraieri. Mergem la Brașov, vă mai deștept. Sau mergem la Oradea, că e super deștept. Mă, tu cum ai făcut? Și trebuie să inventezi de o roată. 3. În piețe îi fură de rupă ăștia la cântar, la calitate, la ce vreți voi. E să duce Vasile, să duce peste ei. Tupeu este maxim. Haide mă, adică poliția locală, avem cântarul, sigur, prin sondaj, cum vreți voi, îi verificăm pe ăștia. Avem pensionarii care au pensiile și așa mici. Asta e un lucru care pe toată lumea lovește. Pe toată lumea lovește. Hai să facem și treaba asta. Silvie, bine ce am zis? Greșesc cu ceva? Săracu, ce să zic? Zice-mi, mâine să o ce în piață și află ei. Revin apă, domnul Bun. Băi, ce crezi că... Toate lucrurile care le spuneți aici sunt foarte frumoase. Există un inconvenient. Cineva trebuie să și le asume. Da? Și vă spun eu că aici e problema cea mai. Ce nu știm cu apa, cum să faci, știm. Ei, ce nu știm cu piața, știm. Moștenire. Ideea este, domnul ziarist. Ascultă încă și eu te ascult. De fapt, nici mai te ascult, că te-am șters. Pagină. Mă rog, e altă treabă. Glumea. Cred că sunteți conștienți că soluția, așa cum sunt între colegii noștri aici, consilieri, cu experiență în diferite domenii, le găsim. Dacă am conlucrat mai mult ca și consilieri, deși n-am văzut nicio conlucrare din partea nimănui, bine, și eu sunt în aceeași oală ca și ceilalți, nu sunt mai tânăr de ei, soluțiile sunt și cred că le știm.
Problema este mai departe și cred că domnul Dragu înțelege, să vedem cine și le asumă. A, zice să dăm amenzi? Hai să vedem persoana aia care chiar își asumă treaba asta. Da, mulțumesc. Mai am posibil o chestiune. Asta cred că mai degrabă este de ordin moral. Domnule, la 7:30 dimineața la mintea aia aici căutam cârciumă, nici măcar să citești ziarul de sport care era pe vremea mea. Nici măcar pentru asta mintea mea nu concepe așa ceva. Păi avem profesioniști, domnule. Avem niște profesioniști care consumă, domnule. La 10 îi vezi că trebuie să-l sprijin. Pentru mine este impardonabil ca autoritate locală, în care este inclus și morală, să acceptăm așa ceva. Au cârciuni făcute definitive, pe construcție, pe trotuar. Ori, potrivit legii, domnul secretar, trebuie să aibă caracter provizor, adică scoți o masă, un scaun, seara le bagi înapoi. Am văzut și la Lyon așa ceva, dar nu de astea definitive. Și al dracului, dacă puneam o bibliotecă, al dracului, mă te doare capul. Este impardonabil așa ceva. Să trecem toți, să-i vedem ce fac acolo și ne facem că nu vedem. Am zis bine? Este cineva care crede că eu am greșit cu ceva? Ce e de făcut? Pentru că acești oameni sunt modele pentru copiii de 15-16 ani. Mai concret, domnul Buzar, ziceți punctual. Eu le-am luat juleau gâtul, ceea ce nu este corect. Unde ați văzut dumneavoastră treaba asta? Sandule, pare rău, locuiești în altă parte, nu încă de așa. Domnule, eu știu câteva, dar poate știți dumneavoastră și altele, să le știm pe toate. Nu, nu facem din asta o glumă. Ascultați-mă ce vă zic. Este păcat. Sigur că putem să le punem frână. Bă, începând de la 10 se deschide mira, că pe vremea mea, când eram în cabaret, așa spuneam, se deschide mira la 10. Măi, vedeai, ai dracu, nu stau la coadă la cartof, stau la mira. Nu se poate, mă, înțelegeți? Este catastrofă. Și așa ne îndreptăm spre catastrofă. Care? Te deschid la 10 și dacă te prind că îi dai la un copil, sub 18 ani, cu țigări. Există lege. Există lege. Nu știu. Există lege de mult. Am zis nu, de ce nu apelăm la ea? Cine mă oprește? Vorba lui Viorel. Să vedem cine. Am zis bine, Viorele? Foarte bine, domnule. Mulțumesc, fratele. Nicolae, am dreptate, zi tu. Ce face cu consumatorii ăștia asidu? Domnul Buzea, hai să vorbim vorbe. Nu vreau să-mi dai cu ușor, de gură, toată lumea. Noi suntem aici consilieri. Ia, stai, ia lăsați că vorba. Consilierii ale statului care trebuie să urmărească treaba asta, nu consilierii locali sau... Ce vorbești, Nicolae? Ce vorbești, Nicolae? Hai să fii serios. Tot ce ține de la locul de la rânua siderurgii, de oameni, care-i de curi să îmbete? Păi nu să se îmbete, dar... Ce vorbești, domnule? Nu poți să-i pui... Serios? Toată lumea să-mi bată lucrurile mai grave care... Eu vă explic că nu asta e povestea. Ei sunt modele rele, domnule. Eu în școlilor, iau droguri în școli, acolo se întrece. Acolo. Sunteți profesori, vă mai... Și care-i diferența între ăsta și ăsta? Puneți mâna pe ei și haideți și noi să mergem fiecare să ne luăm pe școală, să mergem să eradicăm consumarea drogurilor. În pauză fumează țigări în curtea școlilor. De cocaină și de tot felul. Asta se vede, nu pe bealea Vasile. Asta pentru că copiii ăștia nu intră pentru păgași. Niște lucruri majore, nu? Astea vreți să vorbim vorbe aici. Care-i vorbim vorbe, mă, să-mi bate ca vorbe? La televizor aici, nu-i treabă. Nu mă interesează, domnule. Implicare. Vedeți să revenim la urmă. Și-am vorbit urmă, că e bine ce-am zis. Gata, putem să-i vorbim. Gata, dacă Nicolae spune că poate să vrea să-mi are dreptate domnul Buzea, pentru că seara la anumite blocuri se fac restaurante. Copiii n-au voie să stea acolo, pentru că ei au transformat în restaurant ca baza parterelor, mititei, băutură și scandalul. Poliția locală... Invităm domnul Buzea să facă un proiect de hotărâre prin care să nu putem să nu mai invitați, nu bine, trebuie să fie invitat. Încă o dată, aceasta e chestiune de ordin moral. Să vă plângeți. Veniți cu propuneri sau... Eu nu mă plâng, domnule, vă spun un adevăr.